Se anunță o perioadă plină de emoții pentru elevii de clasa 8-a, care de săptămâna viitoare vor intra în febra examenelor. Din Sălea s-au înscris pentru a susține acest examen peste 2800 de elevi. Potrivit inspectorului Marcel Lucaciu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, simularea examenelor naționale va începe săptămâna viitoare cu evaluarea națională la clasele a 8-a. Elevii vor susține luni 22 februarie proba scrisă la limba și literatura română, urmând ca marți 23 februarie să treacă de examenul la matematică. Miercurii vor trece prin aceleași emoții și elevii care susțin examenul la limba și literatura maternă. Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a elaborat o procedură privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale, precum și a examenului de bacalaureat național. Conform acestei proceduri, toate probele scrise vor începe la ora 9, iar accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul de lucru este 2 ore pentru elevii claselor a 8-a și 3 ore pentru elevii claselor a 11-a și a 12-a, pentru care simularea va fi în perioada 7-10 martie 2016. Sălile de clasă în care se susțin probele, sălile în care se descarcă și multiplică subiectele, precum și sălile în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările, vor fi dotate cu sisteme de supraveghere video și audio. Evaluarea lucrărilor scrise se va realiza de către profesorii evaluatori din unitatea de învățământ în care se desfășoară simulările naționale. Fiecare lucrare va fi evaluată de 2 profesori evaluatori, dintre care un profesor care predă la clasă. Dacă nu sunt suficienți profesori de specialitate în școală, există și posibilitatea evaluării cu un profesor dintr-o altă școală. Rezultatele obținute la simulările naționale vor fi afișate în data de 4 martie 2016 și ele nu se contestă. Notele de la simulare pot fi trecute în catalog doar la solicitarea scrisă a elevului. De asemenea, aceste rezultate vor fi discutate împreună cu părinții și elevii. Vor avea loc, după încheierea acestor simulări, discuții cu elevii, ședințe cu părinții, ședințe ale Consiliului Profesoral și, la nivel de unitate școlară, se va elabora un plan de ameliorare a rezultatelor școlare în funcție de calitatea acestor rezultate. Așa cum am constatat în anii trecuți, rezultatele de la examenul propriu zis au fost mai bune decât cele de la simulări. Este acesta un semn că între timp s-a mai lucrat cu elevii, s-au văzut care sunt problemele ce trebuie remediate. Menționăm că în județul Sălaj, simularea evaluării naționale la clasele a 8-a se va desfășura în 59 de centre de examen, la care au fost arondate 98 de unități de învățământ. Din cele 59 de centre de examen, 44 vor fi și centre de comunicare. Pentru probele scrise la limba și literatura română și matematică s-au înscris 2333 de elevi, iar pentru proba de limbă și literatură maternă 525 de elevi, 504 la limba maghiară, 13 la limba germană și 8 la limba slovacă.